Încă o lovitură pentru pensionari. După vestea că bugetul României pe anul 2021 nu va prevede și creșterea pensiilor, așa cum așteptau milioane de vârstnici și dădeau asigurări chiar cei aflați la guvernare, se anunță și că va avea loc o schimbare majoră în ceea ce privește distribuirea pensiilor. Pensionarii și cardurile, noua bătaie de joc a guvernanților. Oamenii nu vor mai putea primi pensiile de la poștaș, ci prin intermediul unui sistem de carduri. Pentru pensionarii din zonele rurale este o adevărată provocare. Mulți dintre ei abia dacă se mai pot deplasa, iar tehnologia nu le este cea mai bună prietenă. Eu mi-o iau monetar așa la mână că eu am mort de îngropat. Am pomeni, mă, de făcut. N-am om, n-am eu ce primesc pensia 1.800.000, eu ce îi cheltui pe pomeni. Nu v-ar plăcea să primiți pensia pe card? Nu. Eu îi primesc mâna. Că nici nu mi-ajunge de la lună la lună. A mărit parlamentarii ăștia de la dracu cu mama lor și cu alte, cine e acolo? Și pe tratament și pe toate copilul ei. La oameni, la... Măriesc ei vreo la dracu, ia bani nu știu câte... Sunt bătrâni de 70-80 de ani care își doresc să primească bani în mână și nu s-ar descurca fără cineva în preajma lor să folosească cardul. Păi că eu sunt singură, n-are cine să-mi ducă, eu cum o iau o cheltuie. Doriți bani în mână? Doriți bani în mână? Da, eu iau o mână, mi-a duce facturița. Nu, că dacă eu iau, să dau și colo și colo, ce să fac și cu 8 milioane, 800 care sunt. Această schimbare în ceea ce privește distribuirea pensiilor nu ar trebui să fie obligatorie. Guvernanții nu țin cont de nevoile pensionarilor și le pun numai piedici.